Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți organizează concursuri în vederea ocupării prin încadrare directă sau rechemare, în activitatea 5 posturi de subofițer și un post de personal contractual. Cei interesați pot obține mai multe informații despre desfășurarea concursurilor, condițiile de înscriere, conținutul dosarului de recrutare, etapele și probele de concurs, tematica și bibliografia, consultând avizierul de la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, situat pe strada Portului numărul 2 din municipiul Drobeta Turnu Severin. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți organizează concursuri pentru ocuparea a 3 posturi de subofițer prin încadrare directă sau rechemare în activitate. Din cadrul inspecției de prevenire au fost scoase la concurs 2 posturi de subofițer operativ principal, iar din cadrul compartimentului informare și relații publice, un post de subofițer tehnic principal. Cererile de înscriere se transmit exclusiv electronic, în format PDF, până la data de 17 octombrie. Mai multe informații privind desfășurarea concursurilor se pot obține accesând site-ul unității www.isumehedinți.ro, dar și consultând avizierul de la sediul inspectoratului din strada Portului numărul 2 din municipiul Drobeta Turnu Severin. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să trimită documentele solicitate până la data de 22 octombrie 2021, ora 16.